Salutare, salutare! Eu sunt Modelin, iar de puține ori aveți ocazia să mă vedeți în această ipostază, în ipostaza de a face un unboxing. De fapt, nu o să fie un unboxing pentru ai mei colegi drăguți de la achiziții, nu au avut răbdare și au desfăcut produsul pe care îl puteți vedea acum. E vorba de noul telefon al celor de la Xiaomi, sau mai bine zis, noul model al celor de la Xiaomi. Pocophone F1. Dar știu, sună dubios, sună ca și cum ar fi un device ce urmează să vă prindă Pokémonii, dar nu e chiar așa. E un telefon mai mult decât ok, cu specificații excelente și din câte am văzut pe internet, se spune că ar fi cel mai ieftin telefon cu Snapdragon 845. Și cea mai așteptată și cea mai nebună caracteristică, răcire pe lichid. Dar până vom ajunge să vorbim despre specificațiile tehnice, haideți să vedem ce se află în cutia produsului nostru. Am zis noi, unboxing, dar dacă ei n-au mai avut răbdare, asta e, ce să facem. Deci, în primul și în primul rând, telefonul. Telefonul ce arată bine, dar carcasa, spatele carcasei este din plastic, pe față este Corning Gorilla Glass. Butoanele de volum up-down, power, Type-C pe spate cu 2000 difuzoare. Asta înseamnă că, în teorie, ar trebui să avem un volum destul de puternic. În partea stângă, cum te uiți la el, este slotul pentru carduri. Este și dual, da? Deci puteți să puneți două SIM-uri fără niciun fel de problemă, sau un SIM și un microSD. Iar pe partea superioară, microfonul, un alt microfon, deci este dual mic și jack-ul de 3,5 mm. Pe lângă acestea, în pachetul produsului se mai află cablul de încărcare Type-C, USB, încărcătorul și, evident, nu putea să lipsească cheița ce deschide această minunăție de slot nano. Deci nano și, da, e ok. E ok. Bun, hai să îl pornim. N-am uitat absolut nimic. Lasă că n-am uitat-o. Pocophone by Xiaomi este prima imagine care ne întâmpină atunci când îl pornim. N-am înțeles o singură chestie. De ce cablu Type-C, da? Cheița, i-am văzut rostul. Încărcătorul, dar ai mufă de 3,5 mm. De ce nu au pus și căști? Probabil că s-au gândit că utilizatorul final își achiziționează ce fel de căști vrea el. Ping, ping. Ecranul este foarte luminos. Foarte luminos. Aici o să venim cu niște imagini ale sale filmate de colegul meu, Răzvan. Iar ca și specificații, avem un display de 5,9 inch cu acest notch. Căde. Așa ne-am obișnuit în ultima perioadă de timp. Avem o rezoluție 2246x1080, adică o rație de 19:9. Iar la interior avem un octa-core Snapdragon 845, 4 nuclee funcționează la 1,7 GHz, iar 4 nuclee la 2,8 GHz, 6 GB memorie RAM și 64 de GB stocare internă. Cei de la Xiaomi au anunțat că o să fie și o a doua variantă, ce va avea 128 de GB. Momentan există această posibilitate de a mări spațiul intern prin intermediul unui microSD. Mi-aș fi dorit din tot sufletul să vină o variantă pe care o să o putem și desface, să vedem și noi cum arată la interior sistemul de răcire pe lichid. Mă aștept să fie ceva pe pipe-uri, ceva cu răcire ca lumea la lichid. Răcirea pe calculatoare, o știm foarte bine cum arată răcirea pe lichid. Pe device-uri mobile e mai dubios, având în vedere că nu este chiar atât de gros, iar în urmă cu ceva timp am văzut și notebook-uri foarte subțiri cu niște configurații extrem de puternice, dar nu intră ele în momentul de față în această prezentare. Pe lângă toate acestea, avem o baterie de 4000 de mAh. Asta înseamnă că ar trebui să vă țină cu o utilizare intensă, o zi și jumătate, două, intensă, atenție, nu medie. La medie s-ar putea să ducă undeva mai sus, s-ar putea să ducă undeva la 3 zile, 3 zile și jumătate. Pe lângă acestea, sistemul de operare este Android 8.1 și interfața celor de la Xiaomi, MIUI-ul,
varianta nouă, dar eu cred că aici avem un update făcut, da, e 9.6.9, deocamdată MIUI 10 nu este disponibil, se preconiza că o să iasă pe undeva prin luna iunie, din păcate nu s-a întâmplat așa, încă se prelungește, încă este în beta. Bun, camerele principale sunt de 5 și 12 megapixeli, iar camera secundară de 20 de megapixeli. Fotografiile sunt ok din toate punctele de vedere și videoclipurile sunt ok și chiar mi se pare ok camerele și atunci când filmați sau fotografiați în lumină, hai să zicem, nefavorabilă. Lumină nefavorabilă. Ok, toate aplicațiile rulează impecabil și o să vedeți, am făcut și niște înregistrări din două jocuri, PUBG și Tekken, varianta de mobile, și se descurcă extraordinar, extraordinar de bine. Cei care au făcut foarte multe, foarte multe articole pe afară spuneau că într-adevăr o să fie cel mai ieftin cu Snapdragon 845. Într-adevăr, așa este, cu reduceri, toate reducerile care au venit în România, este cel mai ieftin cu Snapdragon 845. Pe lângă telefonul în sine, în cutia produsului, asta pentru că mi-a atras atenție și colegul meu Răzvan, mai este un accesoriu, este o protecție din silicon, dacă îi pot spune așa. Da, îi pot spune, de ce să nu îi pot spune? Partea de conectivitate la internet, deci el suportă 4G fără niciun fel de problemă, 4G LTE. Sistemul de operare este venit și pentru Europa, fără niciun fel de problemă, iar în cazul în care vreți să-l conectați la un router, în momentul în care ajungeți acasă, el are modul Wi-Fi în standard AC, dual band, și pentru că tot am zis de Bluetooth, primele specificații au fost în momentul în care s-a luat certificare pentru Bluetooth 5.0 pentru acest minunat telefon. Cam atât despre Xiaomi Pocophone F1. Telefon disponibil în site-ul nostru, în site-ul PC Garage, accesând linkul din descrierea acestui clip.